Urmăresc ceva tradițional. Îmi extrag ideile și rădăcinile din istoria veche. Încerc să o duc cât mai departe în actualitate și chiar peste. Asta se poate vedea în ceea ce fac și în expoziția aceasta pe care dumneavoastră ați organizat-o cu pictori nemțeni. Arta tradițională este bună. Este bună până la un anumit moment. După care, ea ar trebui să facă o desprindere, să reușească în artist să descopere ceva și să-l facă pe acesta să gândească cu propria lui minte în aceste lucrări. Să-și pună ideile noi, să acceseze alte valori decât cele tradiționale. Sunt curios cum pe viitor, legat de inteligența artificială, cum va evolua arta. Vor reuși cei care vor picta mai profund, vor reuși cei care vor face repede pași înainte. De asta și muzeul ar trebui să vină în întâmpinare, exact cum a făcut acum, să promoveze tineri, că aceștia sunt cei mai receptivi la nou, și să provoace, să ne provoace pe noi ca artiști. E foarte bine venit un spațiu. Acesta este bun, ar mai trebui unul mai mare, în care artiștii să se desfășoare cu lucrări de 2, 3, 4 metri, cu lucrări monumentale. Pe viitor, expozițiile vor fi făcute în diferite spații neconvenționale. Nu știu dacă știți, ultima mea expoziție în zonă a fost într-o fermă de porci. Creșterea artistică și valoarea lucrărilor va face diferența. Dacă noi acum, artiștii, putem gândi înainte o expoziție cu 2-3 luni, veți vedea că acest timp se mărește ca să poți transmite ideea acestei expoziții mult mai profund și mai adâncă și mai penetrantă în privitor. Arta mea încearcă să se încadreze în arta contemporană, e o artă de protest prin care încerc să atrag atenția asupra unor chestii actuale din societatea noastră. Probleme de ordin sociocultural, politic, economic, care afectează societatea și bunul mers al lucrurilor. Consider că stările artistului, stările interioare, influențează foarte mult tehnica și stilul acestuia. Arta pe care o fac are în mare parte caracteristicile artei moderne, contemporane, având ca scop principal transmiterea unui mesaj politic, social și cultural într-un mod indirect.
este o artă de protest prin care explorez și aduc în prim plan critică la anumite probleme și nedreptăți sociale prin metode artistice, iar ca obiectiv principal încerc să provoc o schimbare și o conștientizare în rândul publicului care ar trebui să fie mai reactiv la aceste probleme. Arta contemporană este într-o continuă schimbare și adaptare la realitățile actuale și trebuie să fie prezent în mod constant în viețile noastre. Nu cred că arta contemporană are nevoie de un spațiu dedicat. Ea se poate exprima sub multe forme și prin diverse metode și se poate exprima nu neapărat în spații dedicate, cât și în spații mai puțin dedicate și conservatoare. Lucru care face contrastul mult mai puternic. Odată cu proiectul gândit de Silvia, mă gândeam la marile muzee de artă contemporană din lume și efectiv fix la segmentul ăsta. Australia, Statele Unite, odată muzei construite de Calatrava, din câte mi-amintesc de muzeele din Europa, Franța, Germania, Italia, Spania, Budapesta, Belgrad. O parte, în cadrul acestor muzei, sau alte, cum e în Belgia, sunt și locuri sau secvențe cu artă contemporană. Și muzeele de artă contemporană din România, muzeele de Mânacu, Muzeul de Artă Vizuală din Galați, avem Muzeul de Artă Comparată din St. George's Bay. Participat la muzeele astea și eu cu câteva lucrări și au fost mai multe evenimente culturale, chiar la St. George's Bay, cu titlul Desene din Plăcere. Foarte tare. Tineri artiști să fie sprijiniți, să fie aduși, să fie promovați, puși în valoare. Ținând cont că ne aflăm într-un spațiu în care arta efectiv inundă sufletul, sigur că te simți și emoționat într-un asemenea spațiu și îți dă acea senzație de libertate pe care noi artiștii, de fapt, cred că o avem mai mult decât alții, pentru că libertatea este o formă de exprimare a sinelui, a ceea ce trăiești tu în interiorul tău și cred că asta, de fapt, este arta, în adevăratul sens al cuvântului. Să reușim să avem libertatea de a ne exprima așa cum suntem, așa cum trăim, așa cum simțim lucrurile. Arta este pentru suflet. Artistul pătrunde într-o altă dimensiune, acea dimensiune în care poate că pe moment uită și de el, deci o întoarcere în interiorul lui și cred că fiecare lucrare exprimă o trăire sau chiar mai multe trăiri. Eu merg foarte mult pe
nu pe o anumită temă a unei lucrări singulare. Deci încerc să merg pe cicluri de lucrări și am să explic și de ce. Pentru că un ciclu de lucrări îți dă posibilitatea, de exemplu, una din ultimile cercetări, ca să spun așa, a fost introspecția, îți dă posibilitatea să-ți exprimi o stare, dar în mai multe, deci și din punct de vedere materic, mie care îmi place foarte mult materia și chiar mă confund de multe ori, pentru că acolo fiecare material este încărcat cu o anumită energie, cu o anumită, are o memorie, ca să spun așa. De exemplu, ai luat o bucată de fier căzută pe jos, aruncată, eu știu, care până la urmă ajunge pe fundul unei ape. Pentru mine are o semnificație foarte mare, pentru că în momentul ăla imaginația și trăirea ta merge într-o zonă, să spunem, nu reală, dar în același timp te poți confunda cu o trăire, să spunem, în timp, nu? Acelui obiect. Nu vreau să condiționez publicul, persoanele care îmi văd lucrările, în a vedea ceea ce văd eu în lucrările mele. Pentru că lucrările, pictura trebuie să transmită o stare, nu? O emoție. Și atunci, bineînțeles că privitorul, în funcție de starea pe care o are în momentul respectiv, cu siguranță nu poate vedea ceea ce încerc eu să impun, nu? Deci nu impunem publicului stările noastre, le transmitem, dar printr-o viziune proprie a acelei persoane. Marea preocupărilor mele din ultimii ani, chiar și în lucrările de față, de la ultima expoziție la Muzeul de Artă, este, în general, omul. Creează încă multe întrebări, existența omului contemporan, cu toate problematica, cu dramele lui existențiale, și, bineînțeles, cu drumul lui spre rezolvarea acestor drame și căutarea ieșirii din zona aceasta prin relaționarea cu divinitatea. De aceea am abordat tema zidului în ideea aceasta, zidul văzut ca o metaforă a existenței umane pe care se întrepătrunde această frământare umană, care în final, prin motivele simbolice ale ferestrei, ale inimii și elementului divin, se pune în evidență drama aceasta a trecerii. Mare diversitate și greu pentru un novice să aibă acces la toate schimbările, la toate noutățile. Terenul este extrem de vast, de la pictura, să zic, de tip mai tradițional, ca să zic așa, la căutările foarte, foarte moderne, foarte ieșite din tiparul clasic, și până la arta video, deci publicul are nevoie oarecum de o prealabilă informare, educație. Arta este o chestiune care e legată de intimitate spirituală, de suflet, de căutările fiecăruia.
Mă aflu într-un mediu foarte plăcut mie, pentru că în sala în care se fac aceste filmări sunt și lucrările mele din expoziția care am lansat-o recent. Și în spate am lucrările colegilor noștri care au fost expuse acum cu ocazia unei întâlniri a pictorilor cu Muzeul de Artă din Piatra Neamț, muzeul care își propune un lucru inedit, foarte interesant. E vorba de o promovare a pictorilor contemporani din Piatra și e o idee foarte, foarte reușită, foarte bună, pentru că asta ne-ar permite să ajungem mai ușor la inimile iubitorilor de artă. Am putea să promovăm arta modernă, arta contemporană, non-figurativă. Nu se poate în zilele noastre să te consideri un om destul de inteligent, cunoscător, dacă nu ai și niște studii. Studiile se fac prin diferite metode. Una ar fi o școală de arte, dar nu fiecare o poate urma. Alta e să vizităm muzeile. Pentru mine, personal, vizitarea muzeilor a însemnat foarte mult. Și am putut să văd lucrări de-a marelor pictori pe viu. Fiecare pictor își alege o calea sa inedită. Și în cazul ăsta s-ar putea ca și fiecare lucrare în sine să fie altceva, să fie o provocare nouă, o poveste nouă, care trebuie explicată doar de un om, un mare cunoscător în artă. Să încep cu arta pe care o fac, sau dacă ar fi să încep cu felul, cu ce m-a atras în momentul în care am hotărât să devin artist, cred că libertatea de a alege este lucru care m-a atras cel mai mult în artă, spre artă. Tradițional versus modern, în contextul contemporan, nu știu, mie mi se pare că se îmbine foarte bine amândouă. Este clar că modernul se bazează pe tradițional, pornește de la tradițional, eu zic că îl conține și cred că e inevitabil, cel puțin în cazul artei mele, este o mixtură între modern și tradițional. Starea interioară este punctul de plecare, din punctul meu de vedere. Este greu să lucrezi fără să simți acel imbold interior, să te apuci de lucru pe o temă anume. Eu cred că cele două, deci starea interioară și tehnica, nu pot fi separate, adică starea interioară te ajută să pornești, iar tehnica te ajută să reprezinți, deci nu ai cum să le separi. Și dacă consider că este mai important gestul și starea, atunci să spunem că îți este absolut indiferentă tehnica, tu pur și simplu te manifesti pe foaia de hârtie, pe suprafață. Însă dacă consider că este important ca cel care privește lucrarea ta
să și vadă, să și recunoască ceva, s-ar putea să ai nevoie de tehnică ca un fel de mijloc de transmitere a mesajului tău. Adică să fie așa doar gestual pe suprafață nu este de ajuns ca să te faci înțeles. Ai nevoie de tehnică ca să traduci acest limbaj al tău într-un limbaj care să fie ușor de recunoscut. Arta contemporană pentru mine este un bazar, e un bulci imens. Pentru faptul că informația circulă foarte repede, este foarte bine, pentru că în fiecare zi poți alege o sursă de inspirație, poți să asculți opinia unui artist, poți afla lucruri de, nu știu, pe care doreai să le cunoști și poate fără să vrei un artist ți le descoperă, îți explică niște chestii pe care poate odată nu le înțelegeai. Iar inevitabil, eu cred că arta contemporană se poate bloca în stereotipuri. Depinde de tine ca artist să le eviți, să ieși din ele, să te ferești. Categoric da, este nevoie de un spațiu în care arta nemțeană să fie rulată constant, foarte des, să fie mereu împrospătată. Și poate că nu este de ajuns un muzeu, poate că este nevoie de un spațiu special, un spațiu cultural, un spațiu în care artiști eventual să fie invitați să creeze. Muzeul are rol de a cumva de a finaliza acest proces educativ început în familie și școală. Iar bineînțeles că aceste evenimente, cum este Art Stage la Piatra Neamț, tocmai asta probează dacă publicul nemțean rezonează cu genul ăsta de manifestări. Și din punctul meu de vedere a rezonat, a fost un succes, chiar dacă, nu știu, numărul de participanți la prima ediție acestui eveniment nu a fost foarte mare. E un început și un început care a fost pus tocmai în vederea dezvoltării acestui fel de abordare educativă. Da, arta românească contemporană devine din ce în ce mai nonconformistă. Avem spații neconvenționale mult mai multe, avem evenimente dedicate artei plastice mult mai multe, care abdatează arta contemporană. Avem galeriile, Noaptea Albă a galeriilor, avem art weekend-uri în București. Avem, cum spuneam, mult mai multe grupuri artistice și direcții artistice care generează noi tehnici artistice și vorbim de video, instalații, performance. Cum spuneam, arta, aceste spații neconvenționale sunt cele care cumva schimbă discursul plastic și obligă atât curatorii cât și artiștii plastici să găsească noi soluții care să modifice modul de expunere și strategiile expoziționale. Unde se situează arta contemporană locală? Ce fel de artiști există într-un oraș ca Piatra Neamț? Cum se raportează publicul la aceste comunități artistice și la noile tendințe în artă? Pentru că vorbim de un public care poate fi cunoscător sau poate să nu fie cunoscător sau poate fi doar curios. Raportarea publicului față de artă este în strânsă legătură cu educația sa. Cât de pregătit ar trebui să fie publicul pentru a înțelege arta în general și arta contemporană, mai ales? Trebuie pregătit, trebuie antrenat să înțeleagă arta românească. Aici intervine instituția de cultură ca autoritate care poate gestiona
dialogul dintre public și artist sau artiști și arta lor. Muzeul are competențele și dreptul să intervină cumva în spațiu public prin proiectele sale. Cred că este importantă identificarea fenomenului artistic în comunitățile artistice locale. Și atunci muzeul vine cu această propunere, proiectul Art Stage, care își acordă dreptul de a identifica viața artistică interioară a spațiului nemțean. De aici denumirea de Art Stage, deci o scenă, ne propunem o scenă a artei nemțene care să existe pe smezele muzeului de artă, deci într-un spațiu cu greutate, cu istorie. De asta îndemnul proiectului a avut ca motto Meeting Point, întâlnire la Muzeul de Artă, Piatra Neamț, între artiști și între artiști și public. Pentru că e foarte importantă relația dintre artă, artist și public.